First Peter chapter 4. Suntem la 1 Petru capitolul 4. We could have two readers this time. Și de data aceasta vrem să citească doi. One to read from verses 1 to 11. De la versetul 1 până la 11, cineva? And someone to read from verse 12 to 19. Și apoi de la 12 la 19, altcineva? In chapter 4 of his letter. În capitolul 4 din epistola sa. Peter returns to some of the themes he has already mentioned. Petru se întoarce la unele dintre temele pe care le-a menționat deja. He does not, however, indulge in mere repetition. Dar să nu credem că el face doar o simplă repetiție. But rather he amplifies. Și mai degrabă acest capitol nu face altceva decât să amplifice temele pe care le-a abordat înainte. He again emphasizes the need for holy living. Din nou va accentua nevoia de trăire sfântă. Exercising God's gifts for the benefit of others. Nevoia de a pune în practică darurile lui Dumnezeu pentru ceilalți. And developing patience towards suffering if it should come our way. Și apoi dezvoltarea acestei virtuți de răbdare în cazul în care suferința vine în viața noastră. Again, the chapter divides naturally into three parts. Din nou, eu am găsit că acest capitol se împarte în mod natural în trei părți. We may think of these parts as one, a call to separation. Am putea să numim părțile acestea așa. Numărul 1, o chemare la separare. Verses 1 to 6. Și aici avem versetele 1 până la 6. And 2, a call to service. Apoi punctul 2, o chemare la slujire. Verses 7 to 11. Și aici avem versetele 7 până la 11. And thirdly, a call to endurance. Și al treilea, o chemare la răbdare, suferință, în sensul de suferință sau răbdare. Și aici avem versetele 12 la 19. Haideți mai întâi de toate să ne ocupăm de prima parte, versetul 1 la 6, o chemare la separare. Many commentators are divided over the exact meaning of verse 1. Mulți comentatori se dezbat ce înseamnă versetul 1. By taking it along with the verses which follow, the overall sense of these verses becomes clear. Dar dacă iei acest verset în contextul versetelor care urmează, înțelesul de bază al acestui verset devine clar. Put simply, what Peter is saying is that because of Christ's death for them, adică, într-un mod foarte simplu, ceea ce Petru vrea să spună este următorul lucru. Din cauza morții lui Hristos pentru ei, those who become Christians cannot live the rest of their earthly lives. Cei care devin creștini nu mai pot să trăiască restul vieții lor așa după cum au trăit înainte să vină la Hristos. And after death, which they still have to die, they will live eternally before God. Și că după moarte, deci vor avea în continuare parte de moarte, chiar dacă sunt credincioși, vor trebui să trăiască o veșnicie înaintea lui Dumnezeu. And have no eternal judgment to face like other men. Dar nu vor avea parte de judecata eternă, așa după cum alți oameni vor avea. Verse 1 opens by referring back to Christ. Versetul 1 se desface subiectul suferinței lui Hristos pentru noi. Which has already been treated especially in chapter 3, verse 18. Și mai ales am văzut subiectul acesta la capitolul 3 cu versetul 18. That suffering was human and earthly. Patima aceasta sau suferința aceasta lui Hristos a fost omenească, a fost în trup. In the flesh. A fost în trupul lui. And meant in his case actually being put to death. Și în cazul Domnului Iisus, această suferință în trup a însemnat chiar și răstignirea și moartea. Since the death which he died was for us. Și din moment ce moartea de care a avut parte Hristos a fost pentru noi. Being the penalty due to our sins, not his own. Din moment ce moartea lui a fost pedeapsă pentru păcatele noastre și nu pentru ale lui. This is meant decisively to alter both the way in which we live now. Lucrul acesta trebuie să schimbe în mod definitiv și decisiv modul în care noi trăim acum. And our prospects beyond death. Și prospectul nostru dincolo de moarte.
We ought therefore to face the future with a new attitude of mind. Adică viitorul trebuie înfruntat sau confruntat cu o altă atitudine a minții. First of all, the intended result of Christ's death for us. Mai întâi de toate, rezultatul intenționat prin moartea lui Hristos pentru noi. Is that for the rest of our earthly life we should spend our days differently. Este următorul, pentru restul vieții, zilele pe care le mai avem de trăit trebuie să fie diferite, trăite în mod diferit. No longer just satisfying our selfish human appetite. Nu mai trebuie să trăim împlinindu-ne poftele noastre. But serving God's will. Să nu mai trăim după poftele oamenilor, cum spune aici, ci după voia lui Dumnezeu, slujind voii lui Dumnezeu. As Paul puts it in similar language. După cum și Pavel ne spune într-un limbaj asemănător cu acesta. Reckoning ourselves to be dead to sin. Unde spune, socotiți-vă morți față de păcat. But alive to God. Dar vii față de Dumnezeu. And so devoting our bodies to God in the service of righteousness. Și în felul acesta să dăm mădularele noastre sau trupul nostru lui Dumnezeu în slujba neprihănirii. Romans chapter 6. Este vorba de Roman capitolul 6, versetul 11 până la 13. Peter maintains in verse 3. Apoi în versetul 3, Petru menține that we have spent enough time during our unconverted days pursuing sinful pleasures. Ideea că în timpul zilelor noastre dinainte de convertire am petrecut destul de multe zile în împlinirea poftelor noastre. And joining in carnal indulgence. Și am trăit în desfrânări și în lucruri de genul acesta. We must now renounce these old ways. Și că trebuie să renunțăm la aceste lucruri vechi, la aceste căi vechi. And live differently. Și astăzi trebuie să trăim în mod diferit. He admits that when we do. Și el admite că atunci când facem lucrul acesta, our former companions in such evil doings are bound to be surprised. Tovarășii noștri de odinioară cu care făceam aceste lucruri rele o să fie foarte surprinși. That we no longer share in their excesses. O să se mire că nu mai alergăm împreună cu ei la același potop de desfrânări, de excese. They may even be expected to heap abuse upon us. Și ne putem aștepta ca ei să ne batjocorească, să arunce insulte la adresa noastră. Secondly, again, as a result of Christ's death for us. În al doilea rând, din nou, ca rezultat al morții lui Hristos pentru noi. And our suffering as a result of living separated lives. Și suferința noastră ca rezultat al faptului că trăim o viață separată. We must recognize the completely different position in which our abusers and we ourselves stand in relation to God. Noi trebuie acum să recunoaștem poziția diferită pe care o au batjocoritorii noștri și pe care o avem noi acum în fața lui Dumnezeu. His judgment on evildoers is inevitable. Adică judecata lui asupra celor care fac răul este inevitabilă. Those who spend their lives in self-indulgence and idolatry have yet to give an account to God. Cei care petrec toată viața în desfrâu și în idolatrie vor da socoteală lui Dumnezeu. Încă nu au dat socoteală, dar vor da. He will not fail in the coming day to judge all such men. Și Domnul, fără îndoială, într-o zi care va veni, îi va judeca pe asemenea oameni care fac răul. Whether they be still alive or already fie dead. Că oamenii aceștia păcătoși acum și desfrânați vor fi vii când va veni el, sau fie că vor fi murit până atunci. Beyond physical death, there lies before them the prospect of eternal judgment. Și dincolo de moartea lor fizică, pe ei așteaptă doar prospectul acesta al judecății. Hebrews chapter 9, verse 27. Ideea aceasta în Evrei, capitolul 9, versetul 27. Evrei 9, versetul 27. How different is the state of the Christian? Dar cât de diferită este starea sau poziția creștinului? Even of those already dead. Chiar a celor care deja au murit. Who have heard and embraced on earth the gospel of Christ suffering for sin. Dar chiar dacă au murit, ei atunci când au auzit, au îmbrățișat acest mesaj al suferinței lui Hristos pentru păcatele noastre. The righteous for the unrighteous. To bring us to God. El care a fost cel neprihănit a murit pentru cei nelegiuiți ca să ne aducă la Dumnezeu.
For them there is no coming day of judgment upon them as sinners. Și pentru oamenii aceștia care au crezut în El, nu vine o zi de judecată a păcatelor. For them the judgment due to sin is completely a thing of the past. Pentru că pentru oamenii aceștia care au crezut, judecata păcatului este de domeniul trecutului. It has been settled and finished here on earth. Adică socotelile au fost încheiate, isprăvite aici pe pământ. In the flesh by Christ there. În trup prin moartea lui Hristos. A quote from John Calvin might be appropriate here. Și cred că se potrivește foarte bine un citat din Calvin. Do you think Calvin is too difficult? Credeți că acest om Calvin este dificil de înțeles? That's a common misconception. Este o înțelegere greșită. Oamenii spun în general că e greu de înțeles Calvin. Listen to what he says. Dar ascultați ce a spus el. The Son of God became the Son of Man. El a spus, Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul omului. So that the sons of men could become sons of God. Fiii oamenilor să poată să devină fii ai lui Dumnezeu. You couldn't have it put more simply than that. Adică mai simplu decât atât nici nu se mai putea. In the light of our share in the benefits of Christ's death and resurrection, și în lumina faptului că noi avem o parte în avantajele sau binecuvântările morții și învierii lui Hristos, there is only one worthy course open to Christians. Există doar un singur curs, un singur drum deschis pentru creștini care merită să fie urmat. Since such a death was in their place, din moment ce pentru ei cineva a murit, deci în locul lor cineva a murit, that course must be to cease from sin. Drumul acesta, cursul acesta pe care trebuie să-l urmăm noi ca și creștini este să încetăm să păcătuim. And to devote the rest of their earthly lives, și apoi să dedicăm restul vieții noastre pământești, no longer to the overindulgence of natural appetite, fără să mai împlinim sau să trăim după poftele naturale omenești, but wholly to the doing of God's will, ci să fim sfinți în împlinirea voii lui Dumnezeu. See chapter 2, verse 24. Și ideea aceasta se vede și în capitolul 2, versetul 24. And Romans chapter 6, verses 1 to 13. Dar se vede și în Roman, capitolul 6, versetul 1 până la 13. Peter's first call then is a call to separation. Așadar, am văzut în câteva cuvinte prima chemare pe care o adresează Petru, și anume o chemare la separare. In reaching out for that life which Jesus himself displayed so supremely. Este vorba de a atinge spre viața aceea pe care Domnul Iisus ne-a arătat-o în mod suprem. In Hebrews 7 and 26. Și avem textul din Evrei, capitolul 7, versetul 26. Evrei 7, 26. Our second point. Al doilea punct al nostru is a call to service. L-am numit o chemare la slujire. Verses 7 to 11. Și am spus că e vorba de versetul 7 până la 11. If any further motivation should be needed for abandoning a life of self-indulgence. Acum, dacă avem nevoie de o motivație în plus ca să abandonăm o viață trăită după poftele noastre, it is surely that the end of all things is near. Motivația este următoarea, în versetul 7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. This inevitable consummation is always to be thought of as impending. Adică această împlinire, acest sfârșit inevitabil ar trebui pentru noi să fie un lucru care să ne dea un imbold. Such an awareness should disturb our complacency. Și dacă suntem conștienți de sfârșitul care vine, ar trebui ca starea noastră de mulțumire de sine să fie tulburată. And make us face daily living with a sense, a new sense of eternal value. Adică ar trebui să ne trezim, să ne venim în fire și să ne dăm seama că fiecare zi pe care o trăim are valoare eternă. It provides a further reason for practicing self-discipline. Și lucrul acesta, și anume sfârșitul tuturor lucrurilor, este un motiv în plus pentru autodisciplinare. Prayer and loving service of the brethren. Rugăciunea și slujirea plină de dragoste față de frați. In Peter's emphasis, we may trace the influence of the teaching of our Lord himself. Și în ceea ce Petru ne învață aici, noi vedem câteva urme din învățătura Domnului Iisus Hristos.
Jesus had spoken on the one hand of similarity to the days of Noah. Pentru că Domnul Iisus, pe de o parte, a vorbit despre asemănarea cu zilele lui Noe. See chapter 3 verse 20 for comparison. Puteți să vă uitați la capitolul 3 cu versetul 20. Avem comparația acolo. 1 Petru 3 cu 20. And Jesus had spoken of men and women wholly occupied with passing worldly interests. Și Domnul Iisus a vorbit și despre bărbați și femei care sunt ocupați numai și numai, preocupați numai și numai cu interesele lumii acesteia. Until the judgment of the flood came and overwhelmed them all. Până când judecata potopului a venit peste tot și i-a cuprins pe tot. See Luke chapter 17 verses 26 and 27. Aici este textul din Luca 17 versetele 26 și 27. Luca 17 26 și 27. He has spoken on the other hand of the responsibility of stewards to be found both watchful and active. De cealaltă parte, Domnul Iisus a vorbit despre ispravnici, că au răspunderea de a fi treji, de a fi activi. In faithful service in case their Lord should appear. Că ispravnicii trebuie să fie credincioși în slujba lor, ca nu cumva Domnul lor să apară. Luke chapter 12 verse 35 to 40. Avem Luca capitolul 12 versetul 35 la 43. Luca 12 35 la 43. All of this speaks of a state of alertness. Toate aceste lucruri ne vorbesc despre o stare de alertă în care să fim. Those who would be ready for Christ's appearing must keep their head and conscience clear. Adică cei care vor să fie gata pentru venirea lui Hristos trebuie să-și păstreze capul și conștiința curată. So Peter says, be sober and watch and pray. În felul acesta Petru ne spune, fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Christians must not allow their minds to become fuddled or dazed by strong drink or drowsiness. Creștinii nu trebuie să îngăduie ca mintea lor să fie copleșită și controlată de băutură și de o stare de amețeală. They should keep themselves awake and alert. Ci trebuie să fie treji, să vegheze, să fie într-o stare de alertă. In control. Trebuie să fie în control. To be able to give themselves to prayer. Ca să poată să se roage, să vegheze în vederea rugăciunii. Perhaps Peter had in mind here his own shortcomings. Și poate ne gândim noi că poate Petru s-a gândit aici la defectele lui. In the Garden of Gethsemane. Atunci când a fost în grădina Ghetsimani. When he failed to watch. Atunci când and pray. El trebuia să vegheze și să se roage, dar n-a reușit să facă lucrul acesta. As a result, he was unprepared to withstand temptation when it came. Și din cauza că n-a vegheat în rugăciune acolo în grădina Ghetsimani, el a fost nepregătit când a venit ispita peste el. See Mark chapter 14. Aici avem Marcu 14. Versetele 37 la 40. And verses 66-72. Și în Marcu 14, versetele 66 la 72. Deci Marcu 14 de la 37 la 40 și apoi Marcu 14 de la 66 la 72. The place of active mutual love among Christians is elevated to being above all things in verse 8. Și apoi în versetul 8 ni se arată că mai presus de orice este locul acela în care dragostea reciprocă între creștini este activă. Peter, in telling the Christians to have fervent love among themselves, Petru le spune creștinilor să aibă o dragoste fierbinte, plină de ardoare și fervoare unii pentru alții. Is using an adjective that suggests intensity. Și de fapt, adjectivul acesta, fierbinte, ne sugerează o intensitate. Earnestness. Ne sugerează o stăruință. Exerting one's power to their full extent. Adică să faci un lucru cu toată puterea până la limita maximă. The idea being expressed is that of the thought muscle of an athlete during sustained effort. Și este vorba de ideea aceea a unui atlet care aleargă și ce se întâmplă cu mușchii acestuia în timpul efortului. Or that of a horse made to go at full gallop.
So este vorba de un cal care este făcut să alerge la galop cât poate de tare. That, says Peter, should be the intensity of our love. Și Petru ne spune, aceasta ar trebui să fie intensitatea dragostei cu care ne iubim unii pe alții. Such practice of love for one another matters more than everything else. Cu alte cuvinte, dacă practicăm o astfel de intensitate a dragostei între noi creștini, lucrul acesta contează mai mult decât orice altceva între noi. That's why he says above all. Din cauza aceasta el spune mai presus de toate. It is the chief way in which they are to show themselves different from others. Adică această cale a dragostei este calea principală prin care credincioșii trebuie să arate că sunt diferiți de ceilalți oameni. True of God and disciples of Christ. Calea dragostei este calea prin care ei arată că sunt într-adevăr copii al lui Dumnezeu și ucenici al lui Hristos. John chapter 13. Și avem referința din Ioan 13 care vorbește despre același lucru. Ioan 13 cu versetul 34 și 35. Peter goes on to talk of how love works. Apoi Petru continuă să ne spună cum acționează dragostea. And should work among Christian brethren. Sau cum ar trebui să acționeze dragostea printre frații creștini. He says it covers a multitude of sins. El spune că dragostea aceasta acopere o sumedenie de păcate. It is ready to forgive again and again. Ceea ce înseamnă că o astfel de dragoste fierbinte este gata să ierte mereu și mereu. It finds a way to shelter the wrongdoer from exposure and condemnation. Dragostea găsește o cale, un adăpost pentru cel care a păcătuit, să-l adăpostească de condamnare. This is how God has treated us. De fapt, acesta este felul în care Dumnezeu s-a purtat cu noi. This therefore is how we ought to treat one another. De aceea așa trebuie să ne purtăm și noi unii cu alții. Similar words are to be found in Proverbs chapter 10 verse 12. Cuvinte asemănătoare găsim în Proverbe capitolul 10 cu versetul 12. Proverbe capitolul 10 cu versetul 12. This is hatred stirs up strife. Este versetul care spune că ura face ca multe certuri să se iște. But love covers all sins. Dar textul din Proverbe spune că dragostea acoperă toate păcatele. Paul expresses the same thought when he says love keeps no record of wrongs. Pavel spune același lucru în epistola lui când spune dragostea nu se gândește la rău și în engleză nu ține nicio listă cu lucrurile greșite. 1 Corinthians chapter 13 verse 5. E vorba de versetul din 1 Corinteni capitolul 13 cu versetul 5. Another way in which Christian love may find practical expression. Acum, o altă modalitate prin care dragostea creștină se vede în mod practic. Is in showing hospitality. Este ospitalitatea. By becoming Christians, many cease to experience the same welcome and help which they received from former friends. Pentru că atunci când au devenit creștini, mulți dintre oamenii aceștia n-au mai fost primiți de prietenii lor anterior, n-au mai avut parte de aceeași căldură din partea lor. There was therefore a need for compensating Christian friendship from those who were now their brethren in Christ. Din cauza aceasta era nevoie de o compensație de prietenie și de ospitalitate din partea noilor lor prieteni care acum erau creștini. Christian missionaries, having left their home churches and lifelong friends, misionarii creștini care și-au părăsit casele și prietenii de o viață, stood in particular need of hospitality. Au fost cei care aveau mai ales nevoie de ospitalitate. Without it, their work would have been impossible. Pentru că fără această ospitalitate din partea celorlalți, lucrarea misionarilor ar fi fost imposibilă. That's why its need is mentioned frequently. Din cauza aceasta nevoia de ospitalitate este menționată frecvent în epistole. Three scriptures, Romans 12:13. Și vă puteți nota trei texte pentru ospitalitate, Roman 12 cu 13. Roman 12 cu 13. 1 Timothy chapter 3 verse 2. 1 Timotei capitolul 3, versetul 2. And 3 John verses 5 to 8. Și apoi 3 Ioan, versetul 5 până la 8. 3 Ioan, versetul 5 până la 8.
The idea of doing it without grudging. Și ideea de a fi primitor de oaspeți fără cârtie. Is so that we may think of hospitality as a Christian privilege. Este ideea ca noi să ne gândim la ospitalitate ca la un privilegiu creștin pe care îl avem. And indeed a form of service to Christ himself. Și într-adevăr să ne gândim că atunci când îi primim pe alții, de fapt este o formă de slujire a lui Hristos însuși. See Matthew chapter 25. Gândiți-vă la textul din Matei, capitolul 25. Matei 25, și aici avem mai multe versete. Versetul 35, 38 și 40. Versetul 35, 38 și 40 din Matei 25. Also, such ministry can be undertaken in the confidence that God will provide all that is needful. De asemenea, ospitalitatea poate să fie arătată cu încrederea că Dumnezeu se va îngriji de toate nevoile. And that such service will bring its own surprising reward. Și că cine se angajează în ospitalitate va avea niște răsplătiri surprinzătoare, va avea parte de o răsplată surprinzătoare. See 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. Ne spune 2 Corinteni capitolul 9 versetele 6 până la 8. And Hebrews chapter 13 verses 1 and 2. Și Evrei capitolul 13 versetele 1 și 2. 2 Corinteni 9 de la 6 la 8 și Evrei 13 1 și 2. In developing this scheme of a call to service, Peter states that God has given to every believer a gift of some description. În continuare, Petru dezvoltă această temă de slujire, chemare la slujire, și Petru ne spune că Dumnezeu a dat fiecărui credincios o chemare la slujire. For the benefit of the whole church. Fiecăruia a dat un dar pentru avantajul bisericii în întregime. And to be exercised in ministry for the good of others. Un dar care trebuie să fie pus în slujba celorlalți, pentru binele celorlalți. This ministry will vary according to the particular gift. Desigur că slujirea sau lucrarea va varia în funcție de darul pe care l-ai primit. Which are determined not by men, but by God himself. Și darul pe care îl primești nu este determinat sau cauzat de tine, de om în general, ci de Dumnezeu. 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 11. Aici avem textul din 1 Corinteni capitolul 12 de la 4 la 11. 1 Corinteni capitolul 12 versetul 4 până la 11. These gifts differ widely. Adică aceste daruri sunt diverse, sunt diferite pe o scară foarte largă. And represent God's grace in its various forms. Toate aceste daruri reprezintă harul felurit al lui Dumnezeu, sau harul lui Dumnezeu reprezentat în forme diferite. God thus equips each one of his family for service. În felul acesta Dumnezeu echipează pe fiecare membru al familiei lui pentru slujire. Every Christian as a steward is responsible to use his gift in the service of his Și acum fiecare credincios care este ca un administrator sau ca un ispravnic este răspunzător să slujească potrivit darului său pentru ceilalți frați. This helps to make the members of a Christian community interdependent. Și în felul acesta membrii comunității creștine devin interdependenți, depind unii de alții. They are not intended to function in isolation. Adică nimeni, niciun membru creștin nu trebuie, nu se intenționează ca el să funcționeze într-o stare izolată. The word translated minister or serve is a very general word. Cuvântul slujitor sau lucrător este un cuvânt foarte general. And can embrace all kinds of service rendered to others. Și când te gândești la slujitor sau lucrător, te gândești la foarte multe slujiri pe care le poți face în folosul celorlalți. It reminds us again of our Lord's wonderful description of himself. Și ne aducem aminte în acest punct din nou de descrierea minunată pe care Domnul Iisus a făcut-o despre El însuși. Even the Son of Man came not to be served, but to serve. Căci Fiul omului a venit nu să îi se slujească, ci să slujească. And to give his life a ransom și for many. Să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Mark chapter 10 verse 45. E vorba de sigur de Marcu capitolul 10 cu versetul 45.
There you have the supreme call to service. De fapt, aici în acest verset avem chemarea supremă la slujire. In verse 11, two main types of Christian ministry are distinguished. Apoi, în versetul 11, e făcută distinția între două tipuri diferite de slujire creștină. First, ministry by the spoken word, mai întâi, like teaching and teaching. E vorba de slujirea prin cuvinte, cum ar fi predica sau învățătura. Secondly, ministry in deed or act of practical kindness. Și apoi e vorba de slujirea prin fapte sau bunătate arătată. Such as showing hospitality. De exemplu, ospitalitatea este una din slujirile prin fapte. The phrase, if any man speak, expresia, dacă vorbește cineva, would seem to cover all forms of ministry by word of mouth. Se referă la toate slujirile care se realizează prin vorbire, prin cuvinte. He should speak as if the words were spoken by God. Așadar, cine slujește în felul acesta prin cuvinte, se vorbească ca și când cuvintele pe care le spune vin tocmai de la Dumnezeu. Which means sticking faithfully to the Holy Scripture. Ceea ce înseamnă că cel care vorbește trebuie să rămână alipit cu multă credincioșie de cuvântul lui Dumnezeu, să rămână la cuvântul lui Dumnezeu. For these are the very words of God. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu găsim chiar cuvintele lui Dumnezeu. Deeds of practical kindness are probably implied in the phrase if any man minister or serve. Și apoi în expresia dacă slujește cineva se referă cel mai probabil la fapte de bunătate, la faptele prin care slujești cuiva. These are to be done in the strength God provides. Și cine slujește în felul acesta, cine face faptele acestea, trebuie să o facă după puterea pe care o dă Dumnezeu. And this can include physical strength. Și aici e vorba de putere fizică, deci poate să fie inclusă și puterea fizică. Natural abilities and material resources. Abilități naturale și resurse materiale. All are to be used in the recognition that God is the supplier. Așadar, puterea fizică, abilitățile naturale și resursele materiale trebuie folosite în recunoașterea că Dumnezeu este cel care le dă pe toate. That God in all things may be glorified through Jesus Christ. Și la sfârșitul versetului spune pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos. There you have the intended goal and the crowning satisfaction of all Christian service. În această expresie avem țelul care este intenționat și de fapt încununarea sau satisfacția deplină a slujirii creștine. God is glorified when the gifts of his grace are diligently exercised. Dumnezeu este slăvit atunci când cineva care a primit un dar al harului său pune cu multă silință în practică darul respectiv. And the ministry accomplished is plainly due to his enabling. Și o lucrare anume, o slujire pe care tu o realizezi este pur și simplu datorită puterii pe care el ți-o dă ca să o faci. Peter closes this section of his letter by ascribing all glory and power. Iată-l pe Lord Petru încheiind această mică secțiune din capitolul său, atribuind toată slava și toată puterea lui Iisus Hristos. Now we come to our third point, a call to endurance. Acum ajungem la al treilea punct pe care l-am numit o chemare la răbdare sau la suferință. Este vorba de versetele 12 până la 19. Peter returns to the theme of suffering. Îl găsim pe Petru întorcându-se la tema suferinței. From which he seldom strays far in his letter. Și se pare că în epistola lui e foarte rar se abate de la această tema suferinței. As if to emphasize the joy that this experience can bring when rightly accepted. Ca și când vrea să sublinieze faptul că suferința poate să aducă bucurie dacă este acceptată în mod corespunzător. He is at pains to show Christian believers that there are times when suffering is divinely appointed. El vrea să arate în acest pasaj că există momente în viața credincioșilor când suferința este rânduită în mod divin. God can and does use it to test and purify our faith. Dumnezeu poate și Dumnezeu folosește suferința ca să încerce să purifice credința noastră. And we can be sure that God will deal with us faithfully for our eternal good. În toate aceste încercări și suferințe putem să avem încredere că Dumnezeu se va purta cu noi cu multă credincioșie pentru binele nostru etern.
and bring us at last to his eternal joy through Jesus Christ our Lord. Și că în cele din urmă ne va aduce într-o stare de bucurie eternă a lui prin Iisus Hristos Domnul. Addressing Christian believers again as beloved or dear friend. Din nou se adresează credincioșilor ca fiind preiubiți sau prieteni dragi. Peter tells them not to be surprised at the trial by fire that they will go through. Și apoi Petru le spune să nu se mire de încercarea ca de foc sau încercarea de foc din mijlocul lor. He has already mentioned in chapter 1 verse 7. El a menționat deja la capitolul 1 cu versetul 7 acest lucru. This process used in the refining of metals. A vorbit deja despre acest proces de rafinare a metalelor prețioase. Expressly referring to the testing of gold by fire. Și mai ales în versetul 7 s-a referit la testarea sau încercarea aurului prin foc. In a similar way, suffering has been directed or but directly ordered of God. În același fel, precum se încearcă aurul, suferința este rânduită sau direcționată în mod direct de Dumnezeu. For an explicit purpose, namely as a test or trial to prove character and quality. Cu un scop foarte clar și bine stabilit, și anume să ne dovedească și să ne încerce caracterul nostru. It may be that Peter had to mention this important truth to Gentile converts in particular. Poate că Petru a trebuit să menționeze acest adevăr mai ales pentru convertiții dintre neamuri. As they would not be used to being persecuted on account of their religion. Pentru că ei nu fuseseră obișnuiți să fie prigoniți din cauza religiei pe care o aveau. They may have felt suffering to be out of place. Poate că cei dintre neamuri se gândeau că suferința este deplasată, nu și are locul în viața aceasta. And contradictory to the promised blessings of the gospel. Poate că ei credeau că suferințele contrazic binecuvântările promise în Evanghelie. They would feel that something strange was happening to them. Poate că ei se gândeau că a dat peste ei ceva ciudat. By contrast, the Christian attitude to suffering should be completely different. Dar prin contrast, Petru le spune că atitudinea creștină față de suferință trebuie să fie diferită, total diferită. By enduring suffering, we are actually participating in the suffering. Pentru că prin de fapt, răbdând suferința, Petru ne spune că noi participăm sau ne facem părtași suferinței lui Hristos. We ought therefore not to be astonished or resentful. Și ne spune că nu trebuie să fim uimiți, nu trebuie să avem resentimente când vine suferința peste noi. But to rejoice and to go on rejoicing, as the apostles themselves rejoice. Din potrivă, să ne bucurăm și să ne veselim, adică să ne bucurăm în continuare, după cum și apostolii au făcut-o. See Acts chapter 5 verse 41. Aici avem referința din Fapte capitolul 5 versetul 41. Where we read that the disciples rejoiced that they were suffering shame for his name. Este vorba de textul acela în care apostolii spun că se bucură pentru că suferă, au fost batjocoriți, au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. They rejoiced that they were worthy to suffer shame for his name. Ei spun, s-au bucurat că au fost vrednici să fie batjocoriți pentru numele lui. It means that we have a privileged share in the outworking of God's age-long purpose. Ceea ce înseamnă că noi avem o parte privilegiată în desfășurarea scopului lui Dumnezeu. In which, in bringing many sons into glory, he made the captain of their salvation perfect through suffering. Pentru că Dumnezeu, ca să aducă mulți fii la slavă, l-a făcut pe căpetenia lor să sufere. Și aici ideea din Evrei, capitolul 2, versetul 10. Evrei, capitolul 2, versetul 10. When Christ's glory will eventually be revealed, what joy then! Când slava lui Dumnezeu va fi descoperită într-adevăr, ce bucurie mare va fi atunci! We cannot begin to imagine the outburst of joyful exultation. Nu putem nici măcar să ne imaginăm cum se va revărsa această bucurie a înălțării. There will be when the whole universe sees and acknowledges him as Lord. Dar lucrul acesta se va întâmpla atunci când tot universul va vedea și îl va recunoaște pe Iisus Hristos ca Domn. So to suffer with rejoicing. Așadar, ca să suferi și să te bucuri în această suferință acum,
is the way to prepare for that great day. Este modul de a ne pregăti pentru ziua aceea mare a bucuriei. See chapter 1 verse 7. Este ideea din capitolul 1 cu versetul 7 pe care am notat-o pe tablă. Apoi Romans chapter 8 verses 17 and 18. Avem Roman capitolul 8 versetul 17 și 18. And Titus chapter 2 verses 11 to 13. Și mai avem și Tit capitolul 2 versetul 11 până la 13. Tit capitolul 2 versetul 11 până la 13. The prospect of such rapturous joy awaiting us. Prospectul unei bucurii negrăite care ne așteaptă într-o zi. Should be a compelling reason for continuing to rejoice now. Ar trebui să fie un motiv care să ne constrângă să ne bucurăm chiar și acum. While still enduring tribulation. Acum când noi trebuie să răbdăm în necazuri și să suferim necazurile. See Romans chapter 5 verses 2 and 3. Roman capitolul 5 versetele 2 și 3. And Romans chapter 12 verse 12. Și avem și Roman capitolul 12 cu versetul 12. The insults which can come our way because we confess the name of Christ. Insultele sau batjocurile de care vom avea parte dacă mărturisim numele lui Hristos sau pentru că îl mărturisim. Add up to a privilege and not a misfortune. De fapt, se adaugă la viața noastră ca un privilegiu, nu ca un ghinion sau ca ceva urât. We have noted already the reaction of the early disciples in Acts chapter 5 verse 41. Am observat deja din fapte 5 cu 41 care a fost reacția apostolilor din vechime. Peter's words clearly echo the teaching of our Lord himself. Și-l vedem pe Petru prin aceste cuvinte care răsună ca un ecou la învățătura Domnului Isus. In Matthew chapter 5 verses 11 and 12. E vorba de învățătura pe care a dat-o pe munte la Matei capitolul 5 versetele 11 și 12. Matei capitolul 5 versetele 11 și 12. The reproach which we endure through showing loyalty to Christ. Batjocura și ocara, rușina de care avem parte și pe care o răbdăm pentru că noi suntem cu Hristos. Is a large part of the suffering which Peter keeps highlighting throughout his letter. Este o mare parte din suferința pe care Petru o accentuează și o subliniază în epistola sa. This reproach is part of our earthly calling. Adică batjocura aceasta, insultele, fac parte din chemarea noastră aici pe pământ. See Psalms 69 verses 7-9. Psalmul 69 versetul 6 până la 9. Psalm 89 versetul 50 și 51. Psalmul 89 versetul 50 și 51. Hebrews 11 chapter verse 26. Evrei 11 cu 26. And chapter 13 verse 13. Și Evrei 13 cu 13. But this suffering is accompanied by the anointing of the Spirit of God. Dar această suferință este însoțită de ungerea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. His glory never rests upon us so much as when we bear his reproach. Aflăm din acest verset că slava lui Dumnezeu nu se odihnește atât de mult asupra noastră decât în momentele în care suntem batjocoriți pentru numele Lui. And suffer for his name. În momentele în care suferim pentru numele Lui, slava se odihnește cel mai mult peste noi. Just as the glory of the Lord filled the tabernacle and temple in Old Testament times. Așa după cum slava Domnului umplea cortul întâlnirii, după aceea templul din vechime. God's presence dwells with his people as they are temples of the Holy Spirit. Tot așa, slava sau prezența lui Dumnezeu locuiește printre oamenii care sunt templele Duhului Sfânt. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 1 Corinteni capitolul 6 cu versetul 19. And John chapter 14 verse 23. Și Ioan 14 versetul 23. Peter now warns us against the wrong kind of suffering. Dar Petru ne avertizează în cele ce urmează împotriva unei suferințe care nu e bună.
Whereas to suffer as a result of serving the Lord faithfully is commendable. Deși suferința pentru Domnul este recomandată. And something in which we may expect His fellowship and support. Și o astfel de suferință ne face să ne așteptăm la părtășia Domnului, la sprijinul total al lui Dumnezeu. It is altogether different if we bring suffering upon ourselves as a result of sin. Este cu totul altceva dacă suferința ne o cauzăm noi înșine din cauza unui păcat. There are two surprises in verse 15. În versetul 15 avem două surprize. Firstly, that Peter should feel he has to warn Christians concerning what we may interpret as the grossest of sins. Ne surprinde faptul că Petru îi avertizează pe credincioși cu privire la niște păcate despre care noi credem că sunt păcate mari, grosolane. Such as murder, adică and stealing. Un creștin se poate să fie un ucigaș sau un hoț. And secondly, that he should equate being a meddler or a busybody with being a murderer or a thief. Și apoi a doua surpriză este faptul că unul care se amestecă în treburile altuia este pe același nivel cu un ucigaș sau un hoț. Peter, of course, was only too aware of how fickle his own heart was. Cred că Petru se gândea și știa prea bine cum era inima lui personală. And that the word of God does not distinguish as we do between one sin and another. Petru știa prea bine că cuvântul lui Dumnezeu nu face distinție așa ca noi oamenii între un păcat și între alt păcat. See James chapter 2 verse 10. Și aici avem Iacov capitolul 2 cu versetul 10 care vorbește despre acest lucru. Iacov 2 cu 10. The great English Puritan commentator Matthew Henry, marele comentator puritan englez Matthew Henry, said the best of men need to be warned against the worst of sin. A spus că cei mai buni oameni trebuie avertizați împotriva celor mai rele păcate. For reasons which he has already gone into in verses 12 to 14, Peter reminds us in verse 16. Apoi, din aceleași motive pe care ni le-a arătat la versetele anterioare 12-14, Petru din nou la versetul 16. That to suffer as a Christian is not a cause for shame, but rather for giving glory to God. Amintește încă o dată că dacă suferim pentru că suntem creștini, lucrul acesta nu este o rușine, ci este un motiv de proslăvire a lui Dumnezeu. Peter now embarks upon a theme of great solemnity in verses 17 and 18. Apoi versetele 17 și 18 sunt o temă foarte solemnă pe care o abordează Petru. He emphasizes truths already stressed. De fapt, în aceste versete accentuează adevărul deja făcut înainte. That those who share in God's judgment on sin now. Și anume că cei care au parte de judecata lui Dumnezeu asupra păcatului acum will find salvation hereafter. Vor afla mântuirea în viața viitoare. But those who live here in ungodliness and sin, dar cei care trăiesc acum în nelegiuire și trăiesc în viața aceasta în păcat must face terrifying final judgment. O să aibă parte de judecata finală îngrozitoare. Now is the time for God's judgment to begin with His own family, that is, with Christians. Căci suntem în clipa, spune el, când judecata să se înceapă de la casa lui Dumnezeu, adică de la creștini. In its final climax, His judgment will fall on unbelievers. Că punctul culminant final al judecății lui Dumnezeu va fi judecata asupra necredincioșilor. Those who obey not or knowingly reject the gospel of God and refuse to believe it. Adică cei care nu ascultă sau cei care refuză să ascultă Evanghelia lui Dumnezeu. The doom, therefore, that awaits them is terrible to contemplate. O sânta care îi așteaptă pe oamenii aceștia este îngrozitoare când te gândești la ea. For if God, the righteous judge, so hate evil, that he must judge it even in his redeemed people. Pentru că dacă Dumnezeu este judecătorul cel drept care urăște răul atât de mult încât chiar și în mijlocul familiei sale trebuie să judece păcatul, what will be the fate of unbelievers when his cruel wrath against sinners is revealed? Oare care va fi sfârșitul necredincioșilor atunci când mânia judecății lui de pline va fi descoperită?
Or if the justified sinner who is seeking to do God's will is saved only with difficulty. Sau, versetul 18, dacă cel neprihănit, păcătosul care a primit neprihănire, scapă cu dificultate. What will be the end of the ungodly and sinful? Care va fi sfârșitul sau ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Who is doubly wrong, both in his heart attitude to God and in the evil practices of his life? Care este greșit de două ori, atât în atitudinea inimii lui față de Dumnezeu, cât și în practicile sau faptele pe care le face în viață. Peter asks, what will become of them? Petru pune întrebarea aceasta, ce se va face, ce va fi cu oamenii aceștia nelegiuiți? See Paul's solemn passage in 2 Thessalonians chapter 1. Avem același gând solemn în pasajul pe care Pavel îl are în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 4 până la 10. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 4 până la 10. Peter concludes this chapter by stating that Christians need to recognize that for more than one reason. Și apoi Petru trage o concluzie la capitolul 4, afirmând că creștinul trebuie să recunoască. The experience of suffering in this life may be for them according to the will of God. Faptul că dintr-un motiv și chiar mai multe motive, suferința în viața aceasta este după voia lui Dumnezeu. It may be God's way to bring them into a fuller share. Poate că suferința este modul prin care Dumnezeu îi aduce să aibă o părtășie mai deplină. Either of Christ's glory or his own holiness. O părtășie mai deplină a slavei lui Hristos sau a sfințeniei lui Hristos. See Romans 8, chapter 17. Ideea aceasta o avem și în Romani, capitolul 8, cu versetul 17. And Hebrews chapter 12, verses 5 to 11. Și în Evrei, capitolul 12, versetele 5 până la 11. Evrei 12, versetul 5 până la 11 și Romani 8, cu 17. As our Creator and Heavenly Father, God is faithful. În calitate de Creator, de Tată Ceresc al nostru, Dumnezeu este credincios. And may be counted on to fulfill all His plan and keep all His promises. Și putem să ne bazăm pe El, că El își va împlini toate planurile și își va ține toate promisiunile pe care ni le face. There is every reason, therefore, why Christians should with confidence commit their souls to God's care. Adică, toate motivele, sau există toate motivele pentru care creștinul cu încredere deplină trebuie să-și încredințeze viața, sufletul în fața lui Dumnezeu. Even when they suffer, or rather, especially when they suffer. Chiar și când suferă, sau mai bine spus, mai ales când suferă, să se încredințeze în mâna lui Dumnezeu. They should at the same time continue to do all in their power to further the will of God and promote His glory. Și creștinul este încurajat că în timp ce se încredințează în mâna lui Dumnezeu, trebuie să continue să facă ceea ce este bine, să promoveze slava lui Dumnezeu. This is a call to endurance. Și chemarea aceasta este o chemare la suferință, la răbdare. We should not be put off either by resentment against God. Să nu ne lăsăm dezamăgiți de resentimente împotriva lui Dumnezeu. For His harsh providences, or against men for their harsh treatment. Să nu simțim resentimente împotriva unui tratament care pare aspru din partea lui Dumnezeu sau unor lucruri rele pe care oamenii ni le fac. Rather, we should learn from Christ's example. Și în loc să facem așa, trebuie să învățăm de la Hristos, să călcăm pe urmele Lui, să urmăm exemplul Lui. Chapter 2, verse 21. Și ideea aceasta este la capitolul 2 cu versetul 21. 1 Petru 2, 21. For when he suffered, he did not retaliate with evil either in word or deed. Aici spune, fiindcă Hristos, când a suferit, El nu a răspuns nici cu... când era chinuit, nu amenința, nici nu răspundea cu bagiocuri. Rather, he committed himself in quiet confidence to God, the righteous judge. Versetul 23 spune, ci se supunea dreptului judecător. Chapter 2, verses 22-24. De fapt, ne putem nota tot textul, capitolul 2, versetul 22 până la 24. And Luke chapter 23, și apoi, din Luca, capitolul 23, versetul 46. Luca 23, versetul 46.
perhaps Peter had in mind our Lord's final prayer on the cross. Poate că Petru s-a gândit la, când a scris acest verset, s-a gândit la rugăciunea Domnului pe cruce. When he said, Father, forgive them. Atunci când el a spus, Tată, iartă-i. For they know not what they do. Căci nu știu ce fac. Amin. Amin.